Bună ziua, bine v-am găsit! La acest eveniment extraordinar era 70-18-30. Domnul Ioana Cărâu ne-a spus cam ce reprezintă fiecare dintre aceste cifre, 70 ani, 18 ani de când scrie și 30 numărul de cărți publicate. Acum o să ne iau și eu evanghelul, domnul Ioana Cărâu, ca să nu am și eu. Așa. Pentru început, să prezint pe cei care sunt aici. Domnul Ovidiu Ana Bărâu. Vasile Părăuși. Iar actrița Doina Ghițescu, doamna Doina Ghițescu. Nu s-a auzit la domnul Vasile Părăuși. Vasile Părăuși, editorul. Căruia o să-i și dau cuvântul pentru început. Stimați prieteni, în lecoace am reușit să îmi dau seama că sunt mai mulți oameni neduși la librărie decât neduși la biserică. Taximetristul, care nu era mult mai tânăr decât mine, nu știu de exact unde este librăria Inescu, a trebuit să-i spun eu că unde să o ia și unde să o oprească. Vă dați seama că dacă taximetristul nu știe unde este librăria, înseamnă că prea puțin clienți îl roagă să îi ducă acolo. Și librăriile noastre devin din ce în ce mai mult muzee în care zac cu ani cărțile pe care le producem pentru cititorii de limba română. Asta însă nu trebuie să ne oprească din a scrie literatură, a publica literatură și din a iubi literatura. De aceea suntem foarte mândri să vă prezentăm un autor pe care l-am sprijinit cu tot dragul de la bun început, Ovidiu Ana Pârâu. I-am publicat multe, multe cărți. O să vă rugăm să vă uitați pe site-ul bibliocoresi.ro ca să vedeți ce cărți sunt și cât de multe sunt. De la bun început am simțit că avem de-a face cu un poet autentic, cu o vână serioasă, lirică, cu un om care simte și gândește și în același timp știe să leagă cuvintele pentru a exprima aceste simțiri și aceste gânduri. Aceste 30 de cărți, dacă le răsfăiți, veți vedea că sigur, ele au ceva în comun, dar că este aceeași viziune artistică. Dar fiecare dintre cărți se individualizează. Are altceva de spus, alt orizont, alt mesaj. Unele sunt cărți de dragoste, altele sunt de înțelepciune, altele sunt cărți în care descoperim peisaje foarte interesante. Descoperim peisaje geografice, dar și peisaje sufletești, pe care, după ce le contactăm, nu le mai uităm. Iată, deci, vă propunem un univers artistic foarte bine articulat și un poet de mare sensibilitate și de mare talent. Pe lângă faptul că scrie versuri și de multe ori spuneam, nu sunt poet, sunt pur și simplu un traducător al unor mesaje pe care le primesc de undeva de sus și nu fac decât muncă de scrib. Pe lângă această pasiune pentru lirică, pentru poezie, pentru munca de scrib care îl pune în slujba Dumnezeului tuturor creatorilor, Ovidiu Ana Pârâu are și o mare pasiune pentru clopote. I-am publicat nu numai versuri, ci și această carte care se cheamă Proiectul unei limbi universale. Limba universală este limba vorbită de clopote.
Așa cum poeziile lui sunt se pot exprima fiecare individualizat, așa și clopotele fiecare are sunetul său, mesajul său pentru lume, iar această carte prezintă foarte multe tipuri de clopote cu pozele lor. Este ceva extrem de interesant și sperăm din toată inima ca această colecție pe care o prezintă în carte să devină și un veritabil muzeu al clopotelor care, din câte înțeleg, ar fi unic în lume. Și această carte este unică în lume și prima de acest tip. Iată de aici o cântare complexă. Un artist, în adevărată sens al cuvântului, pe care vă propunem să-l cunoașteți cât mai bine, să-i puneți întrebări, să-i ascultăm poeziile, să-i cumpărăm cartea și să obținem autograf, pentru că autograful domnului Ovidiu Anu Căru, peste câțiva ani, 10, 20, 30, va fi o adevărată valoare. Dacă nu materială, cel puțin spirituală. Mulțumim frumos că sunteți prezenți aici și ar fi bine să auzim câteva dintre poeziile dumneavoastră. Doina e o numele apropiată. Este ca cea care poate da cel mai bine viață unui text. Tragă-ne-le ceva, Doina. Una, da? Și așa... Tragă-ne-le una. Că să învețe minte. Așadar, ziua bună tuturor! Mă bucur că se întâmplă lucrul acesta deloc întâmplător, ci foarte împlinitor la editura E-Literatura E-Publisher, păstorită chiar de cei pe care îi vedeți, întreaga familie literară a editurii este aici, începând cu scriitorul Vasile Poenaru, care este și membru al Uniunii Scriitorilor din România, cu doamna Michelia, fetele minunatele, așa cum le cunosc eu, de când erau foarte, foarte mici, acum au crescut și au crescut frumos, ca adevărate sânziene din poveste, că înainte mult mai este, și cu o Gina Micloș absolut specială în această editură pe care tocmai am numit-o. Cu această editură eu am avut foarte multe legături și am legături literare într-o profesie și mă bucur mult de tot invitațiile pe care mi le-au făcut și la târgurile de carte, că s-a numit Bookfest, că s-a numit Gaudeamus sau oriunde în altă parte, chiar și în teritoriu, lansările de carte, evenimentele la care m-ați invitat, mulțumindu-vă. Cu Ovidiu Oana Pârâu am o legătură absolut specială, profesională, literară, ca să precizăm cu subiect și predicat, să nu se înțeleagă altceva, deși eu vă poftim. Știu că este în stare. Vreau să vă spun că e rupere de carâme, se spar catarge. Vreau să vă spun că este minunat și cine nu și-ar dori să trăiască câteva clipe de beatitudine totală în decor pastoral cu domnul Ovidiu Oana Pârâu. Aplauzele îl îmbrățișează. Și pentru că v-am adus și zâmbetul pe buze și lucrul acesta este de bine, vreau să vă spun că salut prezența în sală a scriitorilor cu care am avut de asigur tot legături literare, profesionale. Îl salut cu drag pe scriitorul, pe fabulosul poet Petru Solonaru. Aplauzele sunt pentru dumneavoastră. Petru Solonaru. De asemenea, un scriitor, iată, din Slatina a venit, nici nu vă cunoștea personal, dar s-a bucurat de întâlnire. Scriitorul, autorul Marin Rada a venit de la din Slatina. Tot aici în sală se află scriitorul, dar și cronicarul literar Florin Grigoriu, cu îmbrățișările noastre. Și desigur, actorul, regizorul, producătorul cu trupa lui de teatru Indart, Gagu, este prezent aici, ne bucurăm. Și acum iată poezia, una dintre ele. Am 6 intrări. Aici o singură ieșire.
Trăgănare. Câte opintiri de cuc mai pot maica mea să duc? Triluri, ciripit, foșniri, ori de neînțeles doiniri. Învălătucite în zares, numai tristă căinare, rugă aspră și de scânt, sfânt cuvânt de vânt înfrânt, iar în urmă strigăt mut spre fecior întors în lut, cad pe ort și pe surduc, lacrimi fulgi și cânt de cuc. Câte opintiri de cuc mai pot maica mea să duc? Nu mai ridic, am primit confirmare. Domnul Mircea Moțoc. Motoc. Motoc, iertați-mi. Bună ziua! Îl prezint. Oribil. Se prezintă singur. Se prezintă singur. Mă bucur teribil că am șansa să fiu astăzi aici. Mă numesc Mircea Motoc și sunt din Făgăraș. Și o să vedeți de ce subliniez Făgăraș. Și, cum să vă spun, viața și soartea m-a dus alături de Ovidiu în condiții foarte frumoase. Eram în puștă 22 de ani, când am terminat facultatea de fizică și m-am trezit rebaptizat în Făgăraș, la liceul pe care îl terminasem, în cancelarie cu foștii mei profesori, și dirijat spre anul 2RA, R știam ce înseamnă real, A înseamnă băieți, și am găsit o clasă cu 37 de adolescenți care priveau spre copilărie, iar eu, adult, de, eram ditai profesorul, priveam spre adolescență. Și am stat și m-am gândit cum Dumnezeu o să mă înțeleg eu cu copiii care, copiii le spuneau, pentru că erau, deși erau doar cu maximum 6 ani mai tineri decât mine, mă priveau cu niște ochi frumoși și ajutorul mi-a venit din partea genei pe care o moștenisem de la ei mei. Eram a patra generație de dascări din familie și am aruncat o privire în clasă. Am citit catalogul și aici fac o paranteză. Nu l-am strigat. Este să spune că a strigat catalogul. Nici el nu a strigat pe mine, nici eu nu l-am strigat pe el. Pur și simplu am încercat să cunosc copiii din fața mea și în privirea unora dintre ei am văzut o sclipire în care, vă spun, datorită genei, am recunoscut o simpatie instantanee, reciprocă. Din acest grup făgea parte și un puștan, deși și nici eu nu eram mare lucru, brunețel, slăbuț, care se uita la mine, era Ovidiu. Și am vrut să-i cunosc mai bine pe acești copii și vă povestesc toate astea, pentru că prezentarea operei a făcut-o antevorbitorul meu între timp și a găsit și a vorbit despre opera unui scriitor cu 30 de volume, este la fel de greu cu a găsi o ramă pentru un tablou a unui pictor foarte cunoscut. Ori eu, modest, nu sunt în stare să fac așa ceva, fiind de parte științifică, fizician sau fizicant, mă rog. Așa? Și vreau să-i cunosc mai bine. Și atunci prefer să vă povestesc câteva probleme legate de ovul Ovidiu, ove, cum îi spuneam noi.
și doream să-i cunosc. M-a ajutat sistemul comunist îngrozitor de mult, teribil de mult. Și anume cum? Școala nu începe la 15 septembrie, mergeam la recoltat cartofi. Cam așa, până ne prindea 7 noiembrie, trebuia să prindem Revoluția. Și două evenimente s-au produs. Unul, înainte de a pleca și așteptam autobuzele să ne ducă, jucam fotbal cu ei în curtea școlii și am propus o reacție foarte dură în cancelarie. Cum adică, domn profesor, joacă fotbal cu copiii, cu elevii? Da, joacă fotbal cu elevii. Se îmbrâncesc, dau la picioare, se mai înjură, da, asta este. Eram pe terenul de sport. Alta era situația în clasă. Iar apoi, mergând și recoltând cartofii, că era pădărașul, țara cartofului, obligat să-mi supraveghez clasa de 37 de băieți, mâncam împreună, lucram împreună și ne-am cunoscut și ne-am plăcut. Și mi-au plăcut, vă spun, nu toți, pentru că unanimitatea era doar la ședința de partid. Cum pe mulți dintre ei, i-am cunoscut bine, i-am simpatizat, viața ne-a despărțit după aceea, dar i-am urmărit. Iar cu Ovidiu ne-am întâlnit mai des, el fiind organizatorul acelor întâlniri aniversare, deci 10 ani, de 15 ani, de 20 de ani, s-a ocupat întotdeauna, întâlnirile la care domnul profesor diriginte n-a răpțit niciodată. Chit că viața m-a dus departe de țară pentru mai mulți ani, dar așa s-a potrivit sau așa s-a aranjat în moment în care discutam cu Ovidiu, povesteam cu Ovidiu. De ajutor ne-a fost și un fiind al meu, ofițer cu aplicări artistice, rar se găsește, care stătuse în gazdă la părinții lui Ovidiu și prin el ne întâlneam mai la o bere, mai la un meci de fotbal, mai. Trăind departe, surpriza, mi-a luat-o domn, surpriza mea uluitoare a fost când am aflat că Ovidiu este colecționar. Eu îl vedeam undeva în lumea sportului, antrenând, undeva acolo, avea talente și aptitudini, și mai ales avea ceva ce lipsește la foarte multă lume. Și mi-a dovedit-o și astă seară. Un teribil simț al umorului, apanajul inteligenței. Și un umor cu totul și cu totul deosebit, care l-am apreciat și l-apreciez inclusiv astă seară. L-am auzit mușcând puțin. Bravo, așa și trebuie. Și când am aflat că este un colecționar, și nu că de orice, ci de globuri, prima sală a fost, nu se poate. Vedeam cum dă la dita așa mare în spate și călând și trecând de el. Și unde, cum colecționez? Am stat de vorbă cu Ovidiu. Îmi pare rău că ticăloșii, și numesc ca atare, de la primăria din Făgăraș, mai ales consilierii, n-au vrut să-i dea un spațiu în care să-și organizeze expoziția, muzeul unic în lume. Și a găsit până la urmă înțelegerea la primăria unui comune din apropierea Făgărașului și până la urmă se va rezolva. Și vă sfătuiesc că atunci când treceți prin zona Făgărașului să intrați în comuna Șetea și întrebați, băi, fraților, unde e muzeul Plopotelan? Și a doua surpriză a fost când am aflat că Ovidiu scrie. Și nu scrie orice, ci scrie poezie. I-am citit, nu toate, Doamne ferește, multe din volumele lui și l-am regăsit pe Ovidiu care știam sensibil, cu simțul frumosului, care și-a povestit zona, țara Făgărașului, și-a povestit iubirile, și-a povestit tot. Iar faptul că astăzi mă găsesc aici, întâmplarea face că sunt în țară, mă bucur teribil pentru chestia asta, că am putut să văd, să vin, să particip la lansarea unei cărți ale Ovidiu, căruia îi doresc viață lungă, sănătate și noroc. Și neapărat noroc, și știți de ce? Pentru că toți de pe Titanic erau sănătoși. Unii n-au avut noroc. Ovidiu, mulțumesc! Domnul profesor, dirigintele meu,
diferența dintre 70 și 76 ani. Am mai crescut 3 cm, kilograme, nu știu cum câte ani. Multe, că aveam 58 atunci. Și aveai și păr. Da, ați fost atent și a spus că mi-a tras după 50 de ani. A zis, acum a descoperit că scriu în școală, nu a văzut că scria. Dar chiar am scris, mi-am făcut temele. Cred că am fost la câteva ore. Da. Pentru totdeauna ți le-ai făcut. Mai mult sau mai puțin. Da, da. Corect. Am primit și diploma. Da. Mă bucur că ați venit și sunt onorat. Cum nu se poate, mă așteptam să fim cel puțin cât suntem și încă mai vin. Bine ați venit, luați loc. Pretextul cu 70 nu mai comentăm, că nu e cazul. 18 ascunde în spate ce n-am vrut să vă spună domnul Polenaru, că anii de când scriu așa și atunci să vă lămuresc. 18, asta înseamnă 2005, m-am trezit că scriu. N-am trecut peste această ciudățenie de ce, cum, în fine. Mult, mult, mult și le-am ținut deoparte, puste, am traistă plină, traistă imensă cu manuscrise. Am tot adunat, s-a inventat internetul și am zis, hai să, dar nu am publicat poezie pentru că vroiam să public poezie, ci este un, dacă vreți, iertat în fie, și nu o spun cu lipsă de respect la adresa poeziei, este un trucaj de marketing. Publicând poezie, te cunoaște lumea, când pe Facebook ați văzut că apar în fiecare zi, se anunță ziua de naștere a celor care sunt rânduiți în ziua respectivă și le trimit o urare la mulți ani, atașez link-ul unui clopoțel din colecția mea, am o pagina lui, și scriu la mulți ani și omul se duce și vede. Și astfel, în cei câți 10-12 ani de când internet, așa, în mediul virtual vorbesc, că un milion și ceva de oameni au văzut și colecția de clopoței și poeziile. Dar revenim la domnul Polenaru, deci după în 2016, la insistența unui împricinat, fratele meu Nicolae Ioane e aici, între ei mai sunt câțiva care mi-au spus, hai mă, publicăm, dar de ce publicăm? Să publicăm, bine. Că ăsta e rolul, am înțeles, dacă ai scris, îți asumi și publicatul și după aia Dumnezeu bunila, ce mai fac azi. Și Adam, eu am avut șansa asta să nu public cei 10 ani și între timp mi-a venit ideea să văd ce am scris. Și le-am selectat și le-am pus, așa cum le spun eu, neliterat, pe căprării, adică grupate în volume. Fiecare volum este compact tematic, adică o singură temă și o singură formă stilistică. O să vă explic în câteva cuvinte cum și ce fel. Și mi-am luat traista cu cele 14 manuscrise, se întrezăreau atunci în 2016, și eu din poartă în poartă. Și mă duceam, bună ziua, s-a aranjat cu telefoane, ce mai era. Toată lumea, foarte binevoitoare, ce dorit, păi aș vrea să public, dar nicio problemă, așa, cât, ce? Și când ajungeam la cât, și auzeau 14 volume și că vreau unul pe lună, și aduceau aminte, ca au ședință, că tot felul din astea și la revedere. Și cel care nu m-a dat afară, dintre toți, a fost Vasile Poena. În septembrie aveam primul volum apărut, volumul de sonete în dialog cu William Shakespeare, ce îndrăzneală pe capul meu. Deși el era al doilea, dar am zis să încep pentru că mă forța data de naștere a lui Will. Erau 400 de ani de comemorarea lui. Mă iertați, nu o să intru în literatură, că apar n-am de chestia asta, n-am experiență, nu pricep, nu mai înveț. Sunt nevinovat. Și forma a urmat pastelurile și în luna următoare și în a treia, poveștile din Dac. Povești versificate.
Și tot așa am dus-o și am dus-o până am ajuns la 30 de iată că nu mai încăpem nici în librăria Eminescu. Astea sunt toate plus astea. Și o carte cu picioare și așa. Aia, mulțumim. Singurul loc unde morții stau în picioare. Haideți, drăguțelor. Tot din neamul meu sunt cele două, mamă și fiică. Ați spus-o. Da. Pretextul, deci ăștia sunt 18 ani de când scriu. Și am zis să nu ratez majoratul, nici pe al meu nu l-am ratat. Și 30 ultima cifră este acest volum al 30 în cronologie. Volumul Abusuri, care e o poezie mai ciudățică, mai aproape de vârsta de 70, mai recapitulativă, mai o să ziceți dumneavoastră, pentru că nu știu ce să zic. Ce înseamnă ce am scris eu, această grupare tematică, sunt mai multe categorii, dar una, hai să punem prima, dragostea. Sunt 8 volume, toate grupate în formula Ucenic în dragoste, subtitlul generic Ucenic în dragoste. Coperta este făcută cadou de un artist din Tecuci, un mare drag. De fapt, majoritatea coperților mi-au fost făcute cadou de artiști plastici. Aceste volume, primul în serie a fost unul despre care îl povestesc la urmă, dar primul a fost Dragobete, este primul volum de creație, de poezie de creație populară, Dragobete. Și lansat de Dragobete. Și lansat de Dragobete, 24 pupături, nu vă spun ce a fost acolo. Bine că eram numai 5 sau 6. Nu se întâmplă. Deci Dragobete, prima carte de poezie de dragoste cu care începe cu năzdrăvămiile Dragobetelui, cu căpiță, cu tot ce știți, de la idilă până la căsătorie și trecerea în zona matură. Dar totul în limbaj popular în care predomină graiul din Țara Făgărașului. Și sigur că au urmat celelalte, care, de exemplu, Șoaptă în următorul este poezie de dragoste în vers clasic, Adiemă este poezie erotică și senzuală, Ucenicul în alb este numai versal, tot în dragoste. Un rob în libertate este neîmplinirea în dragoste. Toate rateuri, înjurături, blesteme, inclusiv blesteme. Să vedeți acolo. Totul despre dragoste sunt și poemele în proză și povestiri unele mai... oricum peste 18 ani și ultima, Drăgăleri, este o sumativă tot ce am adunat după publicarea ultimului volum în 2017 cu poezia de dragoste. Mi-am mai venit așa printre bucățele și trei reintroduse. Adică v-am zis, domnul Poenaru, că avem de treabă să le retipărim. Acum fiecare dintre aceste volume se reconsideră consistent în bunătății. Fiecare are creștere cam de 30-40%. Ca să nu uit, pentru că acest domn William Shakespeare, care știe toată lumea, este un tip păcătos la modul cel mai celebru, cu păcate adevărate, dincolo de faptul că este un geniu literaturii și genialitatea, nu repet, nu am expertiza să vorbesc despre opera lui, dar Shakespeare se pare că ar fi adăugat în limbii engleze medievale peste 16.000 de cuvinte și derivate. Este unul dintre cei mai mari contributori la dezvoltarea limbii și implicit, ulterior, tot ce înseamnă. Dar păcatul lui capital a fost că și-a neglijat nevasta. N-a pomenit-o niciodată pe Anne Hathaway, domnul Poenaru și profesor de engleză, nu știu engleză, că bine, voi. Deci, mă corectează dacă greșesc. And Hathaway, nu? Cam așa ceva. N-a pomenit-o decât o dată într-un sonet, dar culmea, acolo se traducea în formula în care a scris el, te urăsc cu din inimă. Hathaway.
cuvinte. Da, nu un joc de cuvinte al lui. Și atunci am zis, stai puțin, că am tot vorbit cu el atâta timp, 107 sonete, acum sunt 151, las că te învăț în minte cât se vorbește cu o doamnă. Și toate sonetele de dragoste mi le-am dedicat Anne Hathaway, sunt 156, acum sunt 162 aici. Au aceeași copertă, de aceea n-am preluat coperta, le-am pus copertă înfrățită, lui și cu nevasta lui, și Anne a zis să rămână după atâția ani, că s-a băgat-o și pe ea cineva să rămână. Și e bine, mersi. Doina. Nu, stai să... A doua intrare. La cine te uitai? Nu, pe cine? La cine te uitai tu așa? Eram cu gândul meu voastră. Nu, ți-am văzut clar. Și m-a dat la cineva. Mă uitam la cineva, dar eu pot să spun, dacă toți suntem la o clipă de destăinuire, de mărturisire, într-adevăr, da, mă uitam la cineva și acum o să spun și la cine, dar de ce să nu spun până la urmă? Uitați, mă uitam la dumneavoastră. Pentru că și dumneavoastră vă uitați la mine, ca și cum ați spune, din priviri, ce ochi ai, Doamnă, și ce gură, și într-atât mă ispitești că ți-aș propune o aventură, dar ce mă fac dacă primești? Asta e. Ca să te scap de prima parte a încălcelii, Ion Vergu, profesor, școala Maica Domnului, nu Maica Domnului, la Sfântul Silvestru, coleg cu mine. La colegiul nostru? Nu, la școală reci. Colegi la noi. Mama Cezar. Ion, mă rog. Domnul a luat în serios. Da, am luat-o foarte în serios, pentru că vreau să-i mulțumesc domnului profesor, care ți-a fost diligentă, ți-a insuflat dragostea pentru afinitate. A venit la noi în școală. Primul trebuiau câțiva ani, a stat la pensie, parcă ăsta era. N-aș zice, dar vă spun și jucățica asta. Bun. Să știți că a fost un rival precis, mi-a suflat toate colegele. În sensul că trecea repede de asta seara, suflam de și eu. Mergea. Deci, domnule, dirigente, domnului Toan, a făcut o treabă. În viața mea de dascăl, am 46 de ani de meserie, sunt învățător. În viața mea de dascăl, n-am întâlnit un om cu atâta har, cu atâta dragoste pentru copii. Și n-am întâlnit în viața mea, prin școlile pe care m-am preumblat, de la Sugen până la Neguiu, în județul Buzău și până în 93 în București, n-am întâlnit niciodată un profesor de plânde atât de bun. Un om de o valoare extraordinară. Nu și ingles profesorii de sport. Dar ne uita Dumnezeu după ce terminam orele, discutând istorie, discutând filozofie, tocându-l pe lui. A venit și a făcut expoziție cu lucrurile pe care le avea în școală. Toți copiii au rămas încântați. Dar omul acesta ne aduce obiect. Aduce istoria obiectului. Și are talentul de a se face înțeles de la cel, la cel cu barba sură. Prietene, mă bucur că am așa. Mulțumesc, Ion. Am fugit de la școală, să știam. Acum am deștifrat și taina spectatorului, invitatului din rândul 1. O să continui cu poezie, nu înainte de a spune că în sală se mai află o poetă, da, o autoare. Este vorba de Maria Ileana Tănase, cea care de curând și-a lansat un volum într-o altă grădină a poeziei, la o altă editură. Iată, să o aplaudăm. Dragii mei, aș vrea să vă spun că autorul, pentru că acum îmi să citesc o asemenea poezie, are anumite cheițe, anumite simboluri
pe care le descifrează undeva în finalul poeziei, acolo e tâlcul, undeva în final, sau îl lasă pe cititor undeva în stare de imponderabilitate, așa în vârful trebii, în coadă de pește, ca să spună el, să gândească el, să intuiască el. Mă bucur mult de tot lucrul acesta, l-am văzut și la alte lansări, poezia care s-a lansat atunci, cartea de Dragobete, la ea am fost și eu prezentă, eram Babadochia. Eram acolo prezentă, mi-aduc aminte, pentru că spectatorii n-au fost numai 6, au fost mult mai mulți, n-au fost 6 spectatori. Păi numai 3 eram eu și pe urmă încă 3 și încă 3, așadar se făceau vreo 9. Prin urmare, are simțul umorului, vreau să vă spun că e o poezie care intră în gama filozofică, este puternică, are fibră, sintetic bun și are un veșmânt care îi dă o personalitate specială autorului Ovidiu Oana Pârâu, aplaudat încă o dată de noi. Și acum iată poezia. Rodire. Poate că nu am fost ce vrut au alții. Și sigur s-a întâmplat să fiu ce pot. Am lăstărit ca simplu brat, nu ciot. Eu am rodit din ce înșiră psalții. Întâi și întâi, prin dragostea de mamă, prin grija ei n-am devenit bigot. Respectul pentru neam mi-a fost chivot și nici de Dumnezeu nu mi-a fost teamă. Eram în fapt un simplu copilandru, nici juruit, nici nimănui promis. Din prunc m-am ridicat, cum eu mi-am scris și am pășit în viață flăcăiandru. Din muncă mi-am făcut mereu virtute, nici cum al flecărelilor comis n-am acceptat nici când un compromis și iată-mă întregit de senectute. O viață în doi, dar mult prea rar ușoară, pe drumul prea adesea sinuos, ne-a împlinit destinul generos și doi copii, mirabila comoară. Cum am atins de plina împlinire, am mers câteodată în răspăr, cătând neîntinatul adevăr. De nu mă credeți, să-mi dați de știre. Ai curaj pe scaune, că mai avem locuri. Hai, nu stați pe ceva. Îl rugăm pe domnul Teodor Câmpeanu să se pregătească. Acum sau imediat? Mă pregătesc. În sensul că tot veniți așa. Să veniți. Și ai voie să vii și povestii. Ați văzut ce serțe am făcut? Ce are tot? Nu poți să te stai cu fața la ei. Provința, de ce plecați, mă? Stai, mă, ce lasă, mă, mă, nu. Aveți unde să ședeți, aveți locul. Ai vrut, atingi și eu, dar nu se plecați. Îmi dă voie să stau jos. Da, chiar să stai. Deci, să te prezint ca lumea. Cine e și de ce? Nu e așa că are două belele, Tudor. De-aia l-am invitat. Deci cea mai veche cunoștință este fratele meu, v-am spus. După el urmează cea mai veche cunoștință a mea este fata mea. Lângă ea este... Să o vedem și în altă. Este acolo fata mea, nu vedeți nimic. Da, bună, 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 bună. Și-a uitat deja? Nu, e atât de frumoasă, da. Lipsește băiatul, că tot ai citit acolo cu cei doi.
lipsește obiectiv, dar deci în ordine. Tudor este unul din colegi și mai avem o surpriză, colegi cu cei care am lucrat în lungul vieții, întâmplător. Tudor este și profesor filolog, este și învățător și filolog, este, adică e mai aproape de ce, nu știu de ce vreau să zic acum. Dar ca să știți de ce e aici, ne cunoaște din 83. Cam așa. Vreo 40 de ani, așa. Da, 83, da, 40, nu, 50. 40, da, 40. 40. Deci, de 40 de ani, felicitați-vă copiii, părere vreo 40 de ani. Dar nu toate. Aș începe lăudând cuvântul domnului diriginte. Rar mi-a fost dat să aud un asemenea cuvânt potrivit într-o asemenea împrejurare și o asemenea afecțiune manifestată între noastră și știu ce înseamnă. Rând, m-am gândat. Pentru mine va rămâne așa o la de suflet pentru toată viața asta. Foarte frumos. Și acum să pornim. Mi-am uitat și că mă cunosc mai emotiv, poate. Un proverb german ne învață. Toate lucrurile bune sunt trei. Sigur că au o legătură cu Sfânta Treime, cu emanciparea din vremea lui Luther față de catolici. Și nemți, într-adevăr, dacă își propun să discute, discută și fixează trei elemente, nu vorbim până obosim. Și așa o să încerc și eu astăzi. În primul rând, despre Ovidiu, că a spus ceva. Despre Ovidiu ca om de cultură, aș începe. Cum spuneam, ne cunoaștem de mult timp. Și am remarcat în acest interval consecvența, voința, hotărârea de a-și împlini idealurile. În primul rând, remarcăm strădania de a crea Muzeul Clopotelor Lumii. S-a remarcat, s-a evidențiat aici faptul că chiar domnul dirigintea a arătat ce dificultăți sunt acolo. În al doilea rând, în 18 ani, datorită și domnului Poenaru, prezent aici, a reușit să publice 18 volume de poezii și aș lăuda revenirea la amenirea... Identifică 29. În familia Poenaru Coresi, 29. Unul singur e din altă familie, dar 29 sunt Coresi. Da. Important, eu aș aprecia revenirea la menirea firească a literaturii. Aceea de a situa frumosul în prim plan. Nu aberațiile a multora dintre creații literare actuale. Adică într-o lume plină de ciudățenii, Ovidiu reprezintă un profund reper omenesc. Și să în al doilea rând, despre poezia actuală, despre care vom discuta. Ca majoritatea creațiilor diferite domenii artistice, care se intitulează artă modernă, ați auzit de Muzeul de Creație Contemporană. Păi deja când duci acolo, eu am fost prima dată șocat la Paris când am văzut ceva, la centrul Pompidou acolo, nu știți, acel hectar donat de către Constantin Brâncuș, statului francez. Știți că acolo este. Întâlnim multă poezie care nu ne ajută cu nimic. Sincer, repet, sau pe tot așa. Nu înțeleg de ce scriu unii oameni. Dacă o faci pentru tine, deci mai o publici. Lasă-i pe alții să trăiască liniștiți. Din punctul ăsta de vedere, centru Pompidou stă liniștit și din punctul ăsta de vedere. Nu o să mă știți. E rezolvat. Am specificat aici, am accentuat că nu ne ajută cu nimic asemenea poezie, să progresăm, să devenim mai buni, mai profund sufletește, că în fond ăsta este scopul artei, să devenim mai buni sufletește, altfel pentru ce scrie. Am aici o mică antologie a poeziei române, nu vă arăt ce și cum, ca să nu o dăm așa, din care vă voi prezenta câteva exemple despre acelea ce înseamnă non-valoare în spațiul literaturii noastre. Cum spuneam, doar textele, nu și autorilor. Știm toți că un text poetic trebuie să aibă un conținut de idei, gânduri, sentimente, stări sufletești și, adică îți pui întrebarea, ce transmite domnule acest text? Și o formă adecvată respectivului conținut, cum foarte frumos spunea doamna actrița aici, pe care am auzit de mai multe ori la Muzeul Literaturii Române, are o voce teribilă, inconfundabilă. Cred că s-au depunătut, dacă vă dați drumul, s-au depunătut sus la mi-ați spus și atunci. Și de atunci vă visesc câteodată. Mulțumesc tare mult. Așa.
Veți constata în exemple următoare că poeziile sunt goale din conținut omenesc și sunt niște aberante ca formă. Și le-am zis într-un cuvânt erucubrații. Exemple. La pagina 70. Zis că nu spune numele, da, dar nu e al meu, să fie fiecare. Să înțelege. Dom'le, e o mică antologie a poeziei române. Dentistule tristule, ninge, sulfuric, plouă, sulfuros, întuneric, l-a developat absențele, lăsați-vă în hol, prin cer, trenciuri și zdrențele. Îți arăt dinții și crezi că râd, plâng și crezi că mă doare. Dentistule, tristule, limpe de floare, îți dau datura să umbrați și îți dorui nervii să-mi omori, lungule, argule, cântelsuri, plouă sulfurii, ninge sulfuros, zâmbet sub ploaia de măduvă, sub ninsoarea de os. Vintele recele s-a cariat în iurcă țeasta, soare ce doare, tu vei reface caldule, fadule, ce căutai pe culoare. Stă ghemuită fierea în ei, lungă, înaltă, în dinții scurși, dentistule, tristule, unde te ascunzi? Dacă o recită, doamna, o face digerabil. Nu cred că va reuși, nu, ar fi prea... Vă spun o dată cu ceva. Doar așa, să te facă întâi o prezentare. Nu, dar pentru că v-ați și îndroșit când v-ați uitat la mine, aveți un roz tare frumos, vă spun așa, pentru un dentist, o epigramă. Am dantură sclipitoare, un șirac de perle rare, cu așa gură pot filma, doar că nu pot mesteca. Două, nu trei, patru vă prezint, nu vă omor pe tot. Pentru sufletul nostru, așa, știință în celul drept. Asta e poezie. Lin. Vă spun și unei punctuații, punct. Noapte pe lungă 116, când cu pantofii argintii mă strecuram printre grămezi și mulții, punct. Cu mantia în vânt. În cinematografie rulau visele mele, la intersecții carnea roșie de sub unghii dirija circulația. În parc mușchii creșteau pe coloană, printre grengile cutiei toracice se ițea luna. Mai în final așa ceva, atenda, țigara se prostise stinsă, în îmbrățiarea scumului se lumina steostenită camera, goală, flască. Doar în frigider susura și cânta un mare oraș. Asta e una. Și în fine, una... E ceva rar. Nu vezi că asta antologia e peste posteritate. Nu începe cu Eminescu, domnule. Antologia. Deci, suntem oameni serioși. Și asta, nu pricep cum să mai pui așa ceva. E și micuța. E mică. E adevărat. E mică. De tâmpiți. În fine. Păi da, dar vedeți, din păcate, treaba e generală. Adică, trei vremuri nenorocite așa ceva. În fine, altă poezie. Ce este casa și ce sunt eu? Eu țin departe de casă norocul porcesc. Casa e un ceas, eu sunt un cuc. Casa e o sticlă pătrată, beau apă din sticla pătrată. Eu sunt un cuc, casa e un ceas. Casa îmi suge limba, eu îi țin loc de lună. Poezia se... Și în fine, ultima are numai trei versuri, ultima are trei versuri, dar înainte versuri are ca titlu Umbra lui Bașo peste lacul Titan. Și o specificație în moto se dedică celor patru școli de haiku, sau haiku, cum se pronunță, nu știu, haiku, din România. Și acum versul. O fabrică de stele a explodat în lac, când am scuipat. E greu. Mulțumesc. Mă bucur că am putut să fiu aici. Doina. Astăzi. Spală-ți păcatul și închide-i coliția lui. Din... Eu am văzut acea colecție de clopoteni, pentru că acolo a avut una din expozițiile domniei sale, la Muzeul Tehnic Dimitrie Leonida. Acolo, cândva, undeva în Cretaciu, când precambrian, acolo a avut această expoziție, acolo am văzut-o așa în frumusețea ei, și de atunci cred că nu ne-am mai întâlnit niciodată cu expoziția. Eu nu m-am întâlnit, dar sper să o vedem acolo unde ne-ați chemat dumneavoastră. Să nu uităm scopul adunării noastre. Avatarul. E o zicere înainte. Când mintea vrea,
îi spunem dorință. Când trupul vrea, îi spunem tânjire. Nălucă-te, ori pricină-te în mine, mai rabdă-mă cât umbra-i încă vie asupra mea. În asprele nevie mă răstignesc priviri adulterine. Tu, șoaptă-mă, aiuritor și dulce, hai, leagă-mă din nestrunit hoinar, preschimbă-mă, fă-ținurii avatar, adie-mă în trup să mi se înculce. Numit cu diabolească împlinire, mă-i ospăta din ei pe săturate și rob la îngerească lor tihnire, mă vor chema tânjiri nemăsurate. Nălucă-te, ori pricină-te în mine. Așa să le spui nenților că au o problemă cu mine, cu acel grai, pentru că Nurii mă adori ce scuzele, nu lasă-mă la vorbim de nume. Zis că perfecțiunea e trei. Eu spun că cei mai buni sunt doi, Buze, pardon, minori, pot, puteam să zic orice, știți tot, da? Deci nu totdeauna Andrei cel mai bun. Apropo de ridicol, și mie mi-a fost teamă de ridicol. Nu înseamnă că am scăpat acum. Ai scăpat de mult. Încă nu. Mai am pentru că chiar sunt și plusuri și minusuri. Însă privind retrospectiv la ce mi s-a întâmplat, am constatat un lucru interesant. Pentru mine, în primul rând. Deci, repede, nu pot să vorbesc despre valoare, că nu știu dacă au zis sau nu au valoare. Asta e treaba altora. Cei care citesc și mă bucur că citesc. De exemplu, ca să mă laud, există o poezie, un pastel, Ghioceul și Vântul, a fost pus pe o melodie superbă de o prietenă și acum câțiva ani are 750.000 de vizualizări. Adică înseamnă ceva, mi-a scris nenea Facebook ăsta, așa, când am ajuns la 1.150.000 de cititori. Mulțumesc mie, dar e interesant. Nu, asta vreau să nu de asta vă spun. Sunt oameni și mă bucură când un singur om citește și am mesaje, unele sfârșietoare, toate îmbucurătoare până la urmă, cât bine poate să fac câteva cuvinte. Dar revenim la teama de ridicol, vă spuneam că mă uitam retrospectiv și am făcut, tot cu ajutorul internetului și tehnologiei moderne, câteva chestiuni recapitulative și priviri în diagonală. Tot ce vedeți dumneavoastră, aceste 30 de cărți, de fapt sunt 39 de cicluri, sunt grupate în 13 trilogii compact și vă spun privind retrospectiv. Adică, practic, sunt 13 romane în versuri, fiecare cu un început și un sfârșit. Nu o să stau să vi le citesc acum, durează prea mult, o să postez această poveste și veți vedea că sunt povești cu început și sfârșit, grupate toate astea, fie că e vorba de poezia socială, fie că e vorba de poezia resemnării, fie că e vorba de poezia de dragoste, cele 9 volume sunt de fapt 3 trilogii, mai lipsesc 2 cicluri care sunt presărate. Dragobetele are Să fii, să fiu, să vrem, un ciclu de poezie despre ce vor doi într-un dialog imaginar, un cuplu. Și mai există un ciclu de poezie atașat undeva în volum, Crăciun în fiecare zi, poezie de dragoste de Crăciun, iarnă, tot doi de Crăciun, în care doi n-am mai voie să citești. Așa. Sigur că, deci,
Grupatei le spun, această trilogie care este despre clopote și la asta, haideți să terminăm cu clopotele. E așa, când eram mici, mici în 95, la o petrecere în familie, cineva s-a lăudat că are niște clopoțe în vitrină și care e colecție. Și am zis, noi, colecția e suvenirul. Și ca să nu degenereze în conversație, toată discuția, sora mea, fiecare dată, a zis, măi, ăsta, Michi, dacă tot de așa, fă tu o colecție și ne arăți nouă cum e. M-am pus să zic, ce să zic, a luat la lampa de la tu clopoțe. Și am zis, soră, fă-mi cadou ăsta și încep și eu de undeva. Nu se poate, că așa, fie. Și am uitat, s-a terminat. Și după vreo două luni mi-a adus, am găsit un pachetță, o piesă aproape asemănătoare cu aia și am zis, dacă i-am promis cu sora mea, am lăsat tot, eram la birou de firmă, am fugit acasă, nevastă mea învățătoare, primise și ea un cadru și un clopoțel. L-am găsit, mi-am adus aminte că e un concertar, l-am scos, m-am luat și aveam deja doi. Și a început. Și acum zis, cât de mare este colecția? Acum am ajuns la 1200, dar nu sunt numai clopoței. Este, o poveste este simplă. Spun un singur lucru clopoței. Umanitatea, persoanele corespondente civilizației nu sunt cu absolut nimic diferite, indiferent unde răsare soarele sau unde pune soarele, pentru că există clopoței de unde apare și unde apune soarele oriunde. Spun aceeași poveste că sunt mici variațiuni de formă, de culoare, de tot, aceeași funcționalitate, aceeași. Aduse împreună este o secvență pentru că jucăria aia că am început acum în piese din mileniu 7 înainte de Hristos, un idol de la Vădastra, da, Vădastra, da, idolul de la Vădastra din mileniu 7 înainte de Hristos, piese deja din mileniu 5 înainte de Hristos, din China și multe, 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 peste 150 de piese antice, autentice, ceea ce nu au nici marile muzee ale lumii și nu există niciun muzeu, s-ar putea întâmpla să nu avem nici noi acest muzeu, pentru că nu pricepe, că de fapt e o demonstrație al cum e să le vezi. Și nici merge greu, pentru că sunt eu, eu nu am greșit ideea de muzeu în sensul o vitrină, pui ceva și vine lumea să cără. Nu, există soluții tehnologice uluitoare acum, în care piesa din vitrină se reproiectează pe ecran sau holograme, spui povestea care vrei tu. Și vin oamenii și văd, oricum nu vede nimeni într-o singură trecere de oră, două, 1100 de piese, îi spui tu povestea care vrei să o spui. Pe culturi, pe zone, pari geografice, pe tot ce este. Este și centru etnografic, pentru că România are, de exemplu, legat de clopote, 38 de centre, tipologii diferite de mascați. Obiceiul de iarnă și de primăvară, cu costume pe care le voi aduna acolo. Mai face acest clopoțel un inventar rezumativ al civilizației de la origini până în prezent și în viitor. Și de ce e unică colecția, nu pentru aceste piese de excepție, ci pentru că adună tot ceea ce se spune despre clopot, adică și bijuterii cu, cu clopoței, și monede cu clopoței, adică inserat clopoței sau bagnote, cărți poștale, cărți, vreo 60-70 de cărți numai despre, sute de tratate științifice despre clopote, lăsând această singură istorie. Și la asta știți cum am ajuns? Căutam și eu când a apărut internetul, hai să mă laud și eu să pun clopoții acolo pe internet și ce să scrii, că mi l-a făcut cadou, e una, dar să zici ceva, apar nu aveam ce să zic. Și hai să cauți ca tot românul civilizat ceva, să furăm ceva, să punem acolo sub poză. Nimic. Un an și ceva am bâșbuit, n-am găsit nicio istorie a clopotelor. Sunt niște jucării. Și am zis, n-aveți? Las că o fac. Avem mai bâșbuit îngrozitoare trudă. Îngrozitoare trude, pentru că pe măsură ce intri și vezi, te duci și iarăși vroiam piese care, despre care vorbeam, pe urmă vedeam piesa și căutam să aflu, îngrozitoare. Dar e important că suntem și va fi important că e aici și o să fac un lucru deosebit, dar nu-i spun acum. Revenim la poezie, la volumul Apusuri. El e ultimul care a apărut, dar dacă avem noroc. Da, da, poate să fie, nu știu, nu promit. Mai sunt în pregătire trei volume. Unul care se numește și mai ciudat, Cras Limina, adică ultimul prag, este poezia Trecerii. Dincolo sau poeziile în discuție în barca lui Caros.
mordul mână, povești, vrei, nu vrei, șala, 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 șala. El completează un ciclu, acest În vaga umbrelor, care este poezie despre morți mei, toți morții la morții meu și nu numai. Poezia, cu toate spaimele pe care le avea fiecare despre, tratate cu seninătate. Și ca să nu lungesc foarte mult, volumul Apusuri are în el, Doina, ce urmează la tine? Ce poezie? Ce poezie? Ce urmează imediat? E atâta decembrie în mine. Te rog frumos și părul Florin Grigoriu, vii până aici. Florin. Este? Hai, zic, te. Nu, nu veni, ca să nu strigi decembrie. Dar stai aici, lângă mine. Ce? Dar ce, el crezi că e vreun primăvară? Nu, dar să nu vină peste mine. După cum vedeți, este o lansare atipică. Însuși autorul este atipic. Este și rebel, dar și atipic. El nu se dezvăluie doar la final, așa cum suntem noi obișnuiți, nu numai la e-literatura, și la multe alte edituri. Autorul se dezvăluie la final. Nu! Aici autorul vorbește mereu, de la început până la sfârșit. Și asta e de bine. E un fel de Șeherezadă întoarsă. Și acum poezia. E foarte frumoasă. E atâta decembrie în mine. E atâta decembrie în mine. Păi, tată, e pătura albă, ca snop ireal de lumine, curg sebele florii de-nalbă, în zori rubiniul pătează, nătâng virginala simeză, cad roiuri de fulgi și valsează omagiu spre noua geneză. Pe tâmple mi-așează potoabe, argint presărat de selene, pierdutele iernii și neghioabe, nădejdi prefăcute în troiene. Mă-nvăluie grea viscolire, ecouri strivite de ceruri, născute șoptiri de iubire, răpuse-s de chiciuri și geruri. E atâta decembrie în mine. Postarea unui text în spațiu virtual poate atrage și mi se întâmplă și mie și copii și aprecieri și în fine. Și pentru că e foarte greu să măsori câtă sinceritate este în anumite situații, cu ceva vreme în urmă, înainte de pandemie, mi-am propus să ies în lumea literară, în câteva spații pe care mi erau la îndemână. Am doi prieteni buni, tovarăși de astfel de activități. Unul lipsește, Ioan Raciu, pentru că este la altă activitate, și Florin Grigoriu, conducătorul unui cenaclu, se prezinte singur și coleg, unde acolo unde mai povestit și noi câte ceva, mai și lansat. Cărți în cenaclurile alea, ne-am tot văzut. Acum, cu grija noului partid, centrele culturale sunt din ce în ce mai puține, îngrijorător de puține, vreo 16 spații în care se puteau desfășura cenaturi au dispărut în capitală. Au început să perceapă chirii pe care nu toată lumea și le permite, dar în fine. Cert e că pentru gruma de cultură e. Și asta nu e o activitate care s-o poți să faci în aer liber. Chiar dacă citi pastelul, nu poți să le citești la aer făcut. Nu cadrează povestea. Florin Grigoriu. Făgărășeni din toată lumea, uniți-vă! Avem aici un făgărășean, un om trăit lângă munte, mai mulți, înțeles. Trăit lângă munte, trăit și în Dobrogea, trăit și în București, trăit și în cărți. Și
și numea, îl cheamă Ovidiu Oana Părău. Ovidiu a fost unul din scriitorii noștri români, înainte de a fi România, pentru că a scris în limba getă și pentru că era prieten cu regele Cotiso, alt scriitor primordial străbun al nostru. Dacă îl citim pe Mihai Diaconescu, vom vedea ce înseamnă literatura română din cele mai vechi timpuri. Dar nu este nevoie ca să mergem în istorie, pentru că dacă vom citi sau vom auzi balada Manole, vom vedea că în însăși numele lui este o Ană, Oana. El zidește pe cineva în această carte și în fiecare carte se zidește pe el, se zidește familia, se zidește făgărășenii, adică neamul primordial. Pentru că noi știm că Vodă Negru a descărecat din Făgăraș, iar acesta venise undeva de prin Persia. Loc unde, pe la 465-67, a fost un Eticus, Istricus, în călătoria sa în jurul lumii, descrisă în Cosmogonia, în Getică, în latină și în greacă, manuscris corectat de către iezuiți, catolici, cine a mai fost, aflător la biblioteca din Leipzig. Eticus a mers cu 100 de oameni deștepți, cabiri, învățați, bijuteri, negustori, oameni de cultură prin mările din sud, adică până în Marea Mediterană, Marea Nordului, Oceanul Înghețat, pentru că se putea trece. A dat denumire, a descoperit America, Canada și alte insule, a dat denumire ca înceata căciula lui tata, a fost primit de împăratul Iuliacu în Japonia, a fost în Sumatra, a fost în Borneo și a ajuns la Perozes în Persia, primit și a arătat bogăție. Istoria noastră, ocultată de foarte mulți, este cuprinsă și în colecția de clopote, un limbaj universal a acestui om, scriitor, clopotar, care ne spune despre tot ce se întâmplă în lume, inclusiv în clopotele noastre vechi, în clopotele de revoltă, de chemare, de atenționare, de credincioșie, clopote pe care unii netrebnici vor să le desființeze. De fapt, vor să ne desființeze tot neamul. Dar să trecem peste lucrurile acestea, pentru că autorul a spus că această carte a 30-a ar fi de fapt a 39-a. Deschidem cartea și vedem ce spune scriitorul la pagina 39. Să mă scuzați, pentru că acum am văzut cartea. 39. Oare poate eternul, fără nicio zi. De fapt, trăim în eternitate, trăim în fiecare zi. Un scriitor român, m-am întâlnit cu Acuița Doina Nițescu, un critic literar profund, oral, dincolo, ați observat ce frumos vorbește la toate întâlnirile noastre literare, inclusiv la întâlnirea cu Petru Solonaru de atâtea ori, dar unde, la Palatul Brăteanu, mai săptămâna trecută, acest om care a fost parlamentar în Parlamentul României, este un pamfletar și un scriitor de bună valoare. El începea așa: o, ce fericire, ce extaz că am ajuns și ziua de azi. Deci, gândiți-vă că în cursul vieții noastre logaritmice, a coloanii fără sfârșit, a recunoștinței despre care scrie științific, metafizic și oracular Petru Solonaru,
suntem și noi una din pepsidele care alcătuiesc timpul. Eternul fără nicio zi. Mă bucur a fi aici cu dumneavoastră. Zicere. Cândva nici umbră noi mai fi, eternul fără nicio zi. Și acum când vorbesc, mă gândesc că în spatele meu este o umbră a celor care au fost înaintea mea, părinți, profesori, preoți, colegi de școală, colegi de facultate, colegi de scris, unul a plecat mai ieri în împărăția cerească să se întâlnească cu ceilalți scriitori. Ce gând pribeag să mă ridic, dar cad peste mănosul câmp de o seminte, trecutul îmi zice, cont desprins din brad, netrebnic colb, că el îmbrăcăminte. Vă repet, trecutul îmi zice, cont desprins din brad. Aceasta este o metaforă a permanenții noastre. Gândiți-vă că la nuntă și la mormântare, dar și la naștere, purtăm bradul. Obicei străbun, de continuitate, de zicere în zicere, cum și în străchin și în oalele, pe care a demonstrat un arheolog Marchiș din Maramureș, că reprezintă prin sinusoida respectivă viața noastră între prezent, trecut, între cer, pământ, viața există. Trecutul îmi zace, con desprins din brad, netrebnic colb, pe el îmbrăcămin. Colbul, praful, destrămarea, în fiecare zi noi pierdem ceva. Dar existăm prin, și prin carte, și prin pictură, și prin arta actoricească, și prin arta educativă, și prin arta lemnului, pentru că tâmplarul care a făcut acest obiect are o tâmplă, a gândit și are ar focul care arde și în bibliotecar, și în fierar, și în armată, și în armurier, și în tot ce pentru care înseamnă foc în limba sanscrită. Pogoare noaptea, negri lupi ascuți pe meodic, nervocitoare luna, ceșestă cerii clipe împrumut, că demnițează greierii într-una. Pogoare noaptea, negri lupi ascuți pe meodic, nervocitoare luna. Luna vede și știe că pe pământ ne înconjoară lupii. Nu lupii albi, ci lupii negri. Nu voi spune că avem și trupe particulare în țară, aprobate de societatea noastră multilateral nedezvoltată. Dar aceasta e altă treabă. Important este că greierii cadenițează într-una. Ceșestă cerii clipe împrumut, cadenițează greierii într-una. Și ultima strofă. Îmi urlă frica, vântul ostenit alungă izul morții spre niciunde, de ultima foștire troienit, prenasc, eternitatea mă pătrunde. E o artă poetică, o artă a fiecare dintre dumneavoastră, scrisă în 7 iunie 2022 în Făgăraș. Repet ultima strofă. În urlu frica, vântul ostenit alungă izul morții spre niciunde, de ultima foșnire troienit, prenasc, eternitatea mă pătrunde. Și ar fi suficient această poezie, doar îngăduiți-mi să văd la pagina 36 și mă opresc. Nu, pentru că nu. De obicei, domnul mă trage pe mânecă și mă e mânecă și da la mică și la fiel îmi face un semn discret, oprește. Tot colp de amintiri. Voi ce ați face dacă ar fi să fie un cioc de seară undeva, niciunde? Un chip aflat într-o fotografie, părându-se a iubi, dar se ascunde. Ați plânge? Ați zâmbi? Cum ne-a ajuns să rămas amintirea în uitare? De ce exact acum se vrea pătrun să alege din trecut cerșinus uitare? Vă mai citesc acest distic. De ce exact acum se vrea pătrun să alege din trecut cerșinus uitare? În fiecare zi trebuie să ne gândim că avem o datorie pentru cei care nu mai sunt, pentru că altfel n-ar fi trebuit să fim aici, acum.
Poate că în locul nostru trebuia să fie altcineva. Dar Dumnezeu mi-a lăsat pe pământ pentru această clipă al sărbătorii de foietul Oana, și pe Ovidiu, și pentru aceea am aflat ascunse în cotloane de câte chipuri dragi sau cenzurate, fărâme de trecut, acum icoane, iar altele portrete încifrate. Gândiți-vă că fiecare de noi am trecut prin niște cenzuri și trecem. Fărâme din trecut, acum icoane, iar altele portrete încifrate. Negându-mă, doar eu sunt rădăcini, rătăcitul, trecuta clipa tot rămâne vie, în ce-am devenit sau nedoritul, uitat nedrept într-o fotografie. Mulțumesc! A citat domnul, nu? Ce zic? S-a luat pâinea de la gura. Nu, 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 eu. Împărțim creștinește, nu că nu terminăm, că mi s-a îngăduit să mai, dacă mai răbdați. Oricum trebuie să stăm să închinăm un par de șampanie. Și... Da, mai multe. Florin a ridicat, cum se zice, mingea la fileu să revin și în lumea sportului din care am crezut că ajung, dar n-am ajuns. Apropo de Ovidiu Publius Nason, cred că știu de ce l-a exilat până la urmă aici. Ca să știți și nu se spune, el nu pentru cartea de pocături, el semna că ar trebui să fiu pe lună undeva cu 7, l-a scris o carte și l-a dat afară. Cu arta lui poetică, nu e adevărat, nici pentru altceva. Ovidiu Publius Naso rezultă și îmi permit să o lansez ca îndrăvănie, pentru că el înclina spre monoteism, ceea ce era o gravă o poziționare în acea vreme. Ăsta este păcatul lui, eroarea despre care și la obeție, pentru că ăștia numai beți puteau să comunice tovărășești de nou, ni se putea zice bani de la 10, bani de la 10 ai coie. Nu că am beat, dar în fine. Deci el la una din bețiile astea a scăpat o astfel de nebunie care ducea cumva spre zona Persiei, unde erau mai puțin oricum divinități și sigur că și serviciile lor și-au făcut datoria, a fost pădit muncă și-ar fi ocupat fata împăratului sau consoarele. Nu, deci pentru închinarea lui spre monoteism, dar rețineți, asta se întâmpla cu Iisus Hristos de abia se născuse, creștinismul nu avea niciun fel de... Dar monoteismul era o problemă și oricum era prezentă din spațiul egiptean. Apropo de năzdrăvănii, bun, cea mai dintre năzdrăvăniile mele, i-am luat metamorfozele, că n-am prea priceput eu, adică eram, cum suntem noi sportivi, mai plictisiți, așa ne plictisim repede. Ovidiu a scris metamorfozele de la cap la coadă, o poveste care se întrepătrund poveștile între ele și îți stai puțin, măi omule, vii aici în Dacia să faci tu ce vrei, stai să facem rândul. Le-am luat, le-am despicat cele 237 de povești ale lui, n-am fost în stare decât 120 ceva. Și le-am refăcut în metro Alexandrin, fiecare poveste pusă separat și formă luate și puse pe ticălă, deci de aici împlin și vă spun povestea cu exilul lui, pentru că ironia lui din metamorfoze este evidentă și e mai mult decât satiră indusă. El face ridiculizează pe toți acei zei ai momentului, pentru că, într-adevăr, erau niște destrăbălați sau niște criminali sau tot ce vreți. Își făceau poftele coborând din Olimpul lor și pedepsele erau variate. La mine au rezultat vreo 6. Le-am zis seve din sânge, adică cei care au fost transformați în izvoare, cei care au fost pedepsiți să fie preschimbați în păsări, cei care au fost preschimbați în animale, cei care au fost preschimbați în strânci, în fine, o să vedeți un stau. Dar coincidența este că eu sunt al doilea Ovidiu exilat la Tomis. Din Ardeal vorbesc, la Roma, dar tot de la el am găsit două chestiuni pe care le lansez în premier acum pentru dumneavoastră. Două chestiuni care nu are cine să le contrazică și cum. Unul, etimologia minților persani. N-a reușit să o explice nimeni niciodată și vă spun eu, este
dată de prezența Minervei, zeița vânătorii, care și avea din spuse, din combinate de date mai multe, ea nu locuia în Olimp împreună cu ceilalți, că nu are ce să vâneze acolo, pe pământ, și locul ei de vânătoare era în zona munților Perșani, pe malul stâng al lui Alutus, în țara Tula, care de fapt este Oltul Vic. Și a doua chestiune, ați auzit de mobilul de la Șoana, da? Cele 8 mobile de la Șoana, neexplicate de nimeni niciodată, acolo sunt îngropate fiicele lui Atlas și el. 7 fiice a avut și el. Acolo este pentru că tronul lui era pe malul stâng, tot pe Alutus. O să vă spun sursele altă dată. Astea cam îți drăbă. Scrieți și o carte pe sunt amintite undeva, dar citit, în orice carte de-a mea este o biografie literară rezumativă, cumulativ de fapt, care vine acum la asta 30 și cât este, sunt toate amintite cu mici povestioare. Și dacă tot suntem la mici povestioare, înainte să-l provocăm pe domnul Solunar, pâine. Pâine. Atunci ultima, cea care... Nu ultima, dar două mai. Dar mai am două. Mai două. E voie de la stăpânire. Nu, da. Te rog frumos. Trebuie să ne încadrăm și în timp. Ne încadrăm. În 5 minute, pe 10 minute. Nu, ne încadrăm în tot. Ne încadrăm în tot. Hai. Vremelnicii. De nicăieri, comete își cată infinitul. Fărâmele din astre clipind cât o speranță. Transpar arar pe boltă, trezind din somn zenitul, cu flamuri destrămate din zestrea lor o hanță. Alungă bunăstarea, nedreptățind săracii, înabuțind malefici, pe molime stigmate, hrănesc frugal poeții, dar flămânzesc buimacii și-ai lumilor netrebnici visându-se în palate. Zadarnică-i credința că ele strecătoare. Nevolnici, muritorii, își măsluiesc etatea, nedreptățesc natura cu firea temătoare, la rândul lor comete visând eternitatea. Vă spuneam de Craslimina, va fi sau nu va fi, este în lucru, volumul Craslimina. Epigramele nu le mai pun, că nu știu dacă, da, în fine, mi l-am scris mai mult mie. Între timp am cunoscut un personaj care a fost amintit, Petru Solonaru, personaj deosebit și până vine, o să vă spun și de ce este aici și tot ca proiect, un volum la care lucrez, va fi, nu știu dacă e antum, postum, vedem. Dacă e postum, de fapt, e treaba dumneavoastră. Este volumul Sculptând Lumina, poezie... care descrie lucrările lui Brâncuș, dar nu lucrările lui Brâncuș. Nu e poezie ecfrastică, descriind lucrările, ecfrasticul asta înseamnă să descrie lucrări, ci este poezie, eu încerc să spun ce gândea Brâncuș când făcea o anume lucrare. Cam asta e ce am îndrăznit eu și o să vedem ce va rezulta. Acest domn, care are, nu e în firea lui, să vă fie clar, că să știți, apropo de, are o viziune despre Brâncuș, despre care să știți că nu uluitoare, nouă îl pune pe o treaptă foarte, nu o să vă vorbească despre ea decât foarte puțin. Hai, Petru, sau nu, vorbești de acolo? Zi de acolo. Da, vorbesc aici. Zi de acolo. Mulțumesc lui Florin Grigoriu că a amintit originea numelui Ovidiu. Vreau să-l contrazic. Ovidiu înseamnă, de fapt, oul,
De fapt, înseamnă eugenia, pentru că există o ecuație a acestui ou care face un raport între constanta de cuplare a forțelor electromagnetice, să zicem lumina, că tot spunea de asculta în lumină, și aia se referă jos, la numitor, la caliogeneza, adică buna așezare a genezei, care este, de fapt, constanta care o găsim în toată opera lui Brâncuș, atât la Târgu Jiu, cât și în celelalte opere, mai ales că acum vreau să fac încă o corecție referitoare și la ce se vorbește aici și la faptul că el trebuie să știți că este un poet al ascensiunii. Iar când vorbești de ascensiune, nu vorbim de zbor, cum de altfel și la Brâncuș nu este zbor, că acolo este o spirală în care gravitația crește de așa măsură încât după două răsuciri ea învinge gravitația Pământului și noi putem să trecem în alte dimensiuni, că de fapt mesajul brâncușian și al lui aici este detașarea de gravitație. Și deci Ovidiu vine de la ou sau de la eugenia, de care vorbește frumos Platon, dar tradus greșit mai încoace de către, și de către contemporanii noștri. Acum să vorbesc puțin despre clopotele acelea. Să nu uităm că acolo este un efect de concavitate, că aici e esența clopotului. Concavitatea, elipsa aceea, e tot un efect prin care poți învinge gravitația. Că de fapt visul nostru e a învinge gravitația. Adică a ne detașa de pământ și de gânduri. Apropo, când scrie în poezie, noi ne detașăm, adică ajungem în dezgândurare. Că prin gândurare se fac doar versuri. Iar el se dezgândurează și ne dă minunata poezie. Deci clopotele folosesc acel efect, care de altfel îl folosește și Albina și vestitul cărăbuș, sacer de la vechii egipțieni, care știau ei de ce ăla poate să împingă o greutate de 1124 de ori mai mare decât greutatea noastră, iar noi o putem face dacă ne subsumăm acele spirale logaritmice de tip Bernoulli de la Brâncuș, în cartea mea, Pitagoreica brâncușiană. Că toți suntem aici, el este vinovatul de titlul acesta, pentru că eu voiam inițial să-i spun cărții mele Spirala Genezei la Brâncuș, și el mi-a zis, mai bine, toacă mai bine așa, și a avut dreptate. Acolo este vorba de o voce a lui Pitagora care cere să ce? Să formalizăm arta. Că în fond, altfel batem câmpii, spunem doar cuvinte, spunem doar texte și a doua zi le răstălmăcim că nu le-am spus și, mă rog, poezia adevărată, arta adevărată, se face numai dacă o formalizăm. Mai târziu de Pitagora, ea este reluată de toate vârfurile înțelepciunii lumii și trece firește prin Dürer, poate o dată o să vorbim, să avem ocazia să vorbim despre Dürer și mai ales Bernoulli. Nu mai zic că fizica cuantică preia lucrul acesta. Și categoric acele clopote vorbesc de acest efect al concavității care îl întâlnim unde? La baza piramidei, intrându-l acela, este concavitatea pe care arhitectul ne spune nouă, măi, omule, uite-te cu mare atenție și atunci te vei trezi și vei avea șansa să ajungi la ce? La piatra filosofală. E mult de spus, dar mă rog, măcar atâta lucru și mai voiam să spun câte ceva, dar am uitat. Apropo că toți sunt aici, să dau explicația celor trei cifre minunate pe care le-a ales aici Ovidiu. În primul rând, 7 întregește numărul acela miraculos, divin, de altfel 137, care dă constanta Sonnenfeld, hai să zicem lumina. 18 îl găsim în modulele brâncușiene, îl găsim în trestea de aur a acelui înger care încearcă să refacă zidurile respectivului Ierusalim, dar îngerul, din păcate, nu se prea dusese la Etemenanchi, că acolo avea soluția, dar brâncușoare, e acel 18, și să nu uităm că 30 semnifică
cele 30 de clepsidre care fac legătura între masa tăcerii și poarta zeiței cerului. Nu are nimic cu sărutul acolo, este poarta zeiței cerului, care aia dă tot efectul de concavitate. Dar asta la altă sărbătoare, la Ovidiu, și să-l felicităm că m-a chemat și pe mine astăzi și să-l felicităm de aici. Căutați lucrarea pitagorică a Brâncușeană, o să vă spună lucruri uluitoare. Încă o dată, el a dat titlul ăsta. De lasă, dați și mie. Apropo de asta și închei cu clopoței și încheiem, trebuie să încheiem în sensul că ne gonesc să ne dea afară la și jumate, am zis eu, dar ne dă la și două. Deci, apropo de clopote, să știți că suntem nițiți cu nerușinare. De ce țin la clopote și mă zbat pentru asta? Pentru că veți ști despre acest neam că pe teritoriul ăsta al nostru, începând din mileniul 4 înainte de Hristos, există 162 de locații în care se făcea metalurgie cu artefacte, cu tot scos. Dumneavoastră știți, de exemplu, vi se spune o poveste sau vi se spune că în acum 700 și ceva de ani un cioban mai tâmpițel, el din zona noastră Ardealului, ar fi luat oile să vină el în codrul Vlăsiei plin de lup și de animale și să facă el Bucureștiul. Bucur, l-ar fi chemat. E o prostie. Pe de o parte, că niciun cioban nu poate oile în pădure, dar nu știți când, pe vremea lui Ceaușescu, când a fost demolat satul militar, au fost descoperiți 18 tumuli, metalurgie se făcea în militar, 12 vetre erau cu metalurgie. Problema nu e, se făceau unelte, tot ce făceau, inclusiv clopoței, că așa am ajuns acolo. Problema este alta, că făceau cu minereu adus din Maramureș la anul 2200 înainte de Hristos. Fantastic. Asta înseamnă relație de producție, linie, aprovizionare, o grămadă de lucruri. Și mai sunt 182 de descoperiri, cel puțin deocamdată, care spun cu tot o altă istorie. Eu am visat ca una din sările acestui viitor muzeu să fie clopotele getotace și să mi le împrumute toate muzeele, să le punem acolo, să vedeți istoria adevărată a acestor pământuri. Nu contează cine, cum îi chema pe aia, de unde, că daci, că tragi, că cepiți, că... Nu contează. Ce făceau oamenii aici? Deci nu suntem niște plugari, nu suntem niște nimenea. N-a inventat Eminescu limba română, a rafinat-o. Dar apropo, Ovidiu a spus Florin corect, este primul scriitor în limba română. Latinul Ovidiu este a scris în limba cetică. Că s-a pierdut lucrarea altceva, dar există mărturie. Deci avem niște lucruri de corectat și de văzut. Încheiem, repet, vă mulțumesc, eu nu o să mai intervin decât că vă invit la un pahar de vorbă. Gina o să vă spună detalii tehnice. Nu mai la un pahar de vorbă. Dumneavoastră mai aveți de dat autografe. Aia e altceva asta. Spune organizatorul. Pentru că autograful sporește valoarea cărții. Doi, exact. Dar nu pot repede poezia, că nu pot să-i dau rasol. Nu, dar... Așa. La final, așa spune. Tălmațul de frumos este el, Ovidiu Oana Bârâu. Tălmațul de frumos are o zicere. Acesta-i eul și aici te aștept, în empireul înzidit în piept. Am depășit mirarea întâmplării a scrisului, după amar de ani, un oarecare în liota de profani și mut ecou la sunetul chemării. Sunt eu în tot, năstrușnicul, hoinarul întregii lumii și sinelui oglindă. În plasa lui de fluturi vrând să prindă, neștiutor de amuzei vrere darul. Tălmăcitor al propriilor gânduri, neștiutor cu stihuri peticesc metaforă în tabloul nelumesc, scânciri de prunc și liniștii comânduri. Pătează macul greu, fata Morgana contorsionează bruma de real,
Cuvântul strămoșesc mi-e idealul și îl încrustează în foi, veline, pana. Am depășit mirarea întâmplării a scrisului după amar de ani. Ovidiu Oana Pârâu. Mulțumesc tuturor, pentru că în spatele inclusiv a poeziei foarte multă matematică. Ca să știți, sau dacă vreți să știți, ca o curiozitate, în aceste cărți se află 4.053 de poezii în sine, care acoperă 5.697 de pagini, adică 481.443 de cuvinte. Nu vă spun de laudă, iau totuși o trudă și o sumă, dacă nu prin valoare, măcar este un inventar de limbă română la, la trecerea între milenii. Corect. Așa. Ce vreau să vă spun, aceste 30 de cărți au un preț al lor de producție. Și vi-l spun, nu ca să, nu trebuie să plângeți de milă, că n-aveți de ce, peste 75.000 de lei au costat tipărirea lor. Vreau să subliniez însă faptul că cei care au insistat să scriu m-au și ajutat. Nu puteam singur să suport această chestiune, având și povara colecției de clopoței, care așa dar m-au ajutat oamenii să scot. Deci poezia a fost dorită și asta m-a încurajat să continui. Și le mulțumesc celor care nu sunt aici, care o să vadă probabil filmul, și vă invit la un, la un, că ne, ne dă aparat asta, pare rău. Mulțumesc încă o dată, cei care vor să cumpere cartea, sunt invitați să lucrez cările, să meargă la... Numai la mine, Nu administrez eu cartea, deci editura e... Cartea este sus, la un etaj.